binecuvântat prin Domnul în toată vremea, porurile laudă lui în gura mea, într-o Domnul se va lauda sufletul meu, auzi și vânt și se veselească, măriți prin Domnul cu mine și să înălțăm numele Lui împreună, căutat-am prin Domnul și m-au zis și de toate necazurile mele m-a izbăvit, apropiați-vă către dânsul și vă luminați și fețele voastre nu se vor rușina. Săracul acesta a strigat și Domnul auzit pe dânsul și din toate necazurile le-a mântuit. Dar îngerul Domnului prijurul ceea ce se tem de dânsul și va izbăvi prin ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește spre dânsul. Temeți-vă de Domnul tot sfinții lui, că nu este lipsul ceea ce se tem de dânsul. Băgați-l să rușiți și-o cumăzit, iar cei ce caută prin Domnul se vor lipsi de tot binele. Veniți fiilor, ascultați-vă pe mine, frica Domnului va învăța prin voi. Cine este omul cel ce voiește viață, care vrește să vadă zile bune, obrește limbata de la rău și buzele tale, ca să nu grăiască pe clișoc, ferește de rău și pe bine, caute pacea și urmează prin ea, ochii Domnului prin cei drept și vechi îl spre rugăciunea lor, iar în față Domnului să vrăcea și va crăle ca să pierde pe pământ pomenirea lor, și gata dreptul și Domnul auzit prin ei și din toate necazul lor a izbăvit, aproape este Domnul de cei milisă inimă și prin ei smiriți cu Duhul vă mântuie. Mulți sunt necazurile dreptul și toate acele vă izbăvi prin Domnul. Păzăște Domnul toate oasele lor, nici unul de trânsul nu se va drăbi. Foarte păcătoși este cumplită cei ce vreau spre nec vor greși. Mântuie Domnul sub lui de rog, însă și nu vor greși tot ce zânduiești prin Domnul.